Bună seara, sunt Roxana Gheorghean. Bun găsit la informațiile despre vreme. Pe continent, în sud, centru și vest, atmosfera va fi mohorâtă și va ploua. Pe crestele montane vor mai fi și precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În restul continentului, cerul va fi variabil și doar pe suprafețe mici va ploua slab. Vântul va avea intensificări în vestul, centrul și sudul Europei. Temperaturile vor mai crește puțin în estul, centrul și nordul continentului, iar în rest nu se vor modifica semnificativ. La noi în țară, mâine, vremea va fi caldă, maximele vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade, cerul va fi variabil, însă vor fi în orări temporare, averse și descărcări electrice, mai ales după amiaza și seara, la munte, local în Transilvania, Moldova, Oltenia și pe suprafețe mici și în celelalte regiuni. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări la munte, în regiunile sudice, în cele sud-estice și pe arii restrânse în centru și în nord-est. În capitală se anunță un weekend cu vreme caldă și frumoasă. Mâine maxima va urca până spre 27 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va fi activ, în special în a doua parte a zilei, când la rafală se vor atinge viteze de 40-45 de km pe oră. Duminică, termometrele vor indica tot 27 de grade. Pe cer vor mai fi câțiva nori, iar spre seară este posibil să plouă. Vântul va rămâne activ. Luni, temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade, cerul va fi variabil cu norări accentuate în a doua parte a zilei, când vor fi averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. La munte cerul va fi variabil, dar spre seară se va înnora și vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va fi activ pe tot parcursul zilei. Pe litoral, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei. Maximele se vor situa între 15 și 17 grade, iar apa mării va avea valori cuprinse între 16 și 18 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul își va face simțită prezența. Pe litoralul bulgăresc se anunță vreme caldă, dar instabilă. Cerul va fi mai mult noros și vor fi averse însoțite de descărcări electrice. Maximele în stațiuni vor urca până spre 19-20 de grade. În Grecia va predomina cerul variabil și atmosfera va fi plăcută. Valorile termice vor începe de pe la 18 grade în Creta și vor urca până spre 23 de grade. Haideți să vedem ce veșteau meteorologii și pentru zilele următoare. Duminică se va menține vremea caldă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 28 de grade. Cerul va fi variabil, cu norări accentuate, averse și descărcări electrice la munte, în Transilvania și pe alocuri și în celelalte regiuni. Vântul va fi activ la munte, în regiunile sudice, în cele sud-estice și pe suprafețe mici și în centrul și nord-estul teritoriului. Săptămâna viitoare debutează cu vreme normală din punct de vedere termic. Maximele se vor încadra între 19 și 27 de grade. În regiunile vestice, sudice, la munte și izolat, în rest este posibil să plouă. Aversele vor fi însoțite de tunete și fulgere, iar izolat este posibil să cadă și grindină. Vântul își va face simțită prezența în regiunile sud-estice. Acestea au fost informațiile despre vreme. Să aveți o seară minunată, numai bine!